Bună ziua, prieteni! Ne aflăm într-un parc din București și ne întrebăm dacă nu cumva toată vacanța noastră va arăta anume așa. Adică vom sta într-un parc, eventual pe malul unui lac. Cu siguranță foarte mulți români se întreabă același lucru, iar noi încercăm în ediția acestui vlog să explicăm și să răspundem la această întrebare. Vom discuta cu persoane implicate în turism, dar și cu oficiali. Să procedem! Un complex al interzicerii călătoriilor încă de pe vremea lui Ceaușescu. Eu cred că trebuie să așteptăm. 1 iunie este data la care în sfârșit vom putea deschide. România este favorită. Dar companiile rămân obligate să da banii înapoi pasagerilor. Sigur nu vor mai exista, același număr de mese, același număr de scaune. Discutăm în primul rând cu consultantul în turism, Ciprian Enea. Ciprian a vizitat și documentat cele mai frumoase 100 de destinații de vacanțe ale lumii. L-ați văzut la televizor în ziare explicând problemele de turism. Hai să vedem ce spune despre vacanțele românilor din acest an. Vorbim doar despre estimări. Momentan sunt mai multe pronosticuri care se fac cu privire la începerea sezonului estival. Încă nu există nimic cert 100%. Vestea bună este că grecii ne-au înscris pe lista țărilor care pot trimite turiști încă de la deschiderea sezonului estival din această țară. Important este ca să ni se permită și nouă ca cetățeni români să ne părăsim localitatea, să ne părăsim țara pentru a merge în vacanțe în Grecia, în Bulgaria sau în altă destinație în care suntem bineveniți, evident. E foarte dificil să facem un pronostic atâta timp cât oficial ni se spune pe toate canalele că nu s-a luat o decizie 100%, nu știm încă 100% nici când se va deschide măcar sezonul turistic estival din România. Așadar, cred că primul pas va fi acela al deschiderii sezonului turistic estival românesc. Probabil că în etapa a doua ni se va permite să călătorim în afara României din motive turistice. Momentan așteptăm ca la 1 iunie să deschidem hotelurile odată cu aceea prognozată deschidere a teraselor. Așa cum am mai spus, nu avem încă certitudinea că vom deschide la 1 iunie terasele, dar sperăm să le putem deschide și odată cu terasele, sperăm să putem deschide și sezonul turistic al hotelurilor, hotelurile fiind deschise practic permanent, chiar și în starea de urgență, dar neavând posibilitatea să cazeze efectiv turiști. A doua etapă ar fi deschiderea hotelurilor, a teraselor împreună cu restaurantele. Este adevărat că se vorbește despre o capacitate mai mică de funcționare a restaurantelor pentru început, urmând ca ulterior, după ce se va face analiza numărului de îmbolnăviri din cauza coronavirusului, să se decidă dacă într-adevăr sezonul turistic din România se va deschide la 100% din capacitate. Acest lucru presupunând deschiderea unităților de cazare, a teraselor, a restaurantelor, a zonelor de spa, a piscinelor, a cluburilor pentru copii și așa mai departe, la 100% din capacitate. Cred eu că abia după ce vom avea această pornire cât de cât serioasă a turismului românesc, ne vom putea gândi mai îndeaproape la sezonul estival în afara granițelor țării. Dar cine ne-ar putea interzice, de exemplu, să urcăm o mașină și să mergem până la Bulgaria sau până în Grecia, unde poți ajunge lejer cu mașina? Momentan există o declarație pe care o facem pe proprie răspundere, prin care ne sunt interzise activitățile în scop turistic care presupun cazarea peste noapte într-o destinație sau alta. Ne este permisă, practic, drumeția la munte, nu știu, drumeția la mare în scop recreativ, dar suntem obligați să ne întoarcem în localitate în aceea zi. Și părerea ta care este? România ar trebui să intre în acea bulă turistică din care face parte deja Serbia, Bulgaria, Grecia? Sigur că da, este foarte important să reușim să oferim un grad de satisfacție cât mai mare turistului român. Avem deja un complex al interzicerii călătoriilor încă de pe vremea lui Ceaușescu și înainte de Ceaușescu lucrurile s-au întâmplat la fel. Evident că nu putem compara perioada dinainte de 89 cu ceea ce se întâmplă acum, dar în mintea multora dintre români această interdicție de a călători lasă un gust amar tocmai prin prisma ceea ce au trăit cu 30-40 de ani
în urmă. A spune chiar că cei mai mulți dintre români, pentru început, au în intenție să-și petreacă vacanța în România. Este foarte dificil să-ți asumi o eventuală carantină de 14 zile în afara țării. Pentru mulți dintre noi încă este vie amintirea acelor turiști care au plecat în diverse destinații în luna martie și care s-au trezit blocați pentru 14 zile într-un hotel sau într-o stațiune sau chiar într-o țară, care n-au mai putut părăsi țara respectivă, nu s-au mai putut urca într-un avion dintr-un motiv sau altul. Este mult mai la îndemână dacă te afli într-un hotel din România și apare o persoană bolnavă de coronavirus să ajungi acasă sau să fii foarte activ, chiar dacă vei fi ținut într-un hotel 14 zile din România, deși probabilitatea este foarte mică, decât să ți se întâmple acest lucru într-un hotel din afara țării. Încă sunt mulți români care cântăresc astfel lucrurile, care gândesc astfel și se pare că, cel puțin pentru prima parte a sezonului estival, România rămâne alegerea cea mai la îndemână, atât timp cât încă nu știm cum va evolua coronavirusul. Evident că dacă cifrele vor fi foarte bune și dacă primele serii de turiste vor întoarce cu bine din Bulgaria, din Grecia, din Turcia sau din alte destinații, cu siguranță că ceilalți români le vor urma exemplu și încetul cu încetul sezonul turistic va intra în normal. Dar avem nevoie să-l deschidem, avem nevoie apoi să-l deschidem la capacitate, după care probabil că vom avea nevoie de 2-3 săptămâni pentru a recăpăta încrederea ca turiști în ceea ce se întâmplă atât în România cât și în destinațiile din jurul nostru. Dar înseamnă ceea ce spui că turismul românesc ar putea avea de câștigat ca urmare a închiderii accesului românilor la turismul din Bulgaria și din Grecia în special? Momentan se pare că pe termen scurt România este favorită, este destinația pe care o vor alege cei mai mulți români, așadar se poate vorbi despre un câștig pe termen scurt al hotelierilor și al turoperatorilor care mizează pe litoralul românesc, pe Delta Dunării, pe stațiunile de munte din România, dar evident că ușor, ușor lucrurile vor intra în normalitate. Bănuiesc că probabil din luna iulie încolo destinațiile se vor deschide, hotelurile vor putea oferi servicii la capacitate maximă, atât în România cât și în țările din jurul României, în țările alese în mod tradițional pentru vacanța de vară și în acest fel, practic, am putea avea măcar un 65-70% din sezonul estival la capacitatea și în condițiile pe care mi le-am dorit și cu care eram obișnuiți, evident, dincolo de aceste măsuri împotriva coronavirusului, pe care probabil că o să le luăm pe parcursul întregului an, atât noi ca turiști și pe care le vor lua, cât și cei care oferă servicii turistice, fie transportatori, hotelieri, ghizi și așa mai departe. L-ați auzit pe Ciprian povestind despre călătoriile românilor în afara țării. Grecia este una dintre destinațiile extrem de apreciate de români. Este aproape, se poate ajunge ușor cu mașina, cu autocarul, dar și cu avionul. Dar cum se vor întâmpla lucrurile în timpul pandemiei? Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat deschiderea pe 15 iunie a activităților pentru turiști, inclusiv deschiderea granițelor. Ca să ne lămurim cum stau lucrurile în Grecia, vom discuta cu Otilia. Otilia este o româncă stabilită în Tasos, care administrează acolo o tavernă celebră, taverna Iren. Dacă anii din urmă insula începea să se populeze de români încă de la Paște, anul acesta lucrurile stau complet diferit. Apropo, pentru cine nu știe, insula Tasos este o insulă practic românească. Sunt atât de mulți turiști români încât ospătarii greci de acolo vorbesc românește. Situația începe să se limpezească și în Grecia, cred că și în celelalte state, ușor așa, dar sigur. 1 iunie este data la care, în sfârșit, vom putea deschide vestita tavernă Irene și nu numai noi, ci tot ceea ce înseamnă tavernă, bar, cafenea, care își desfășoară activitatea în aer liber. Atenție! Se vor deschide și mall-urile, dar doar pentru magazinele de îmbrăcăminte și ceea ce înseamnă comercializare, dar nu de băutură și de mâncare, da? Iar după data de 15 iunie se deschid hotelurile care își desfășoară activitate în regim sezonier pe insule și se specifică dacă insula are asistență medicală suficientă. Sigur, nu vor mai exista același număr de mese, același număr de scaune, sunt convinsă de faptul acesta,
având în vedere că dacă se va impune acea condiție cu 2 metri față de fiecare masă, mesele se vor împuțina cu 50% cu siguranță. Românii sunt turiștii care vin în număr cel mai mare în Tasos, nu-i așa? Așa este, de câțiva ani de zile, într-adevăr. Și-au anulat rezervările pe care le-au făcut la Taverna Iren? Din fericire, pentru noi nu au fost încă cazuri de genul acesta. Pentru că noi, în primul rând, avem prieteni și nu clienți. În al doilea rând, oamenii știu că pot avea încredere în noi, că pot veni în siguranță aici și că vom acționa așa cum trebuie pentru siguranța lor și în acest sezon și în această situație care este așa cum este și cu care nu ne-am mai întâlnit până acum. Dar ce înseamnă această situație pentru voi? Cum, ce înseamnă pentru afacerea în sine? Cu siguranță înseamnă sigur o scădere a numărului de turiști pe care am putea să-i servim. Va însemna și o scădere a numărului de personal, pentru că în conformitate cu hotărârile pe care le vor lua cei de la guvern cu privire la numărul de mese al fiecărei de rase, în funcție de normele impuse tot de către aceștia, nu vom mai avea nevoie de același număr de ospătari. În speță nici de același număr de ajutori în bucătărie, de ajutoare în bucătărie. Vom vedea încă o dată, conform hotărârilor luate, ce se va întâmpla. Dar cu siguranță numărul persoanelor va mai fi același, numărul persoanelor servite și turiștilor în speță nu va mai fi același, deși pentru noi va fi o scădere a veniturilor în acest sezon, dar nu vreau să mă gândesc decât la faptul că dacă putem lucra 3 luni de zile într-un ritm, chiar acesta impus de guvernul grec, cu distanță între mese, vom fi iarăși fericiți că putem face lucrul ăsta. 3 luni de zile înseamnă ceva, înseamnă posibilitatea de a trece cu ușurință peste perioada de iarnă sau cu o mai mare ușurință decât dacă nu am lucrat deloc. Deci, Otilia, tu ești optimistă, crezi că anul turistic, sezonul respectiv în care suntem și care ar fi trebuit să înceapă deja, nu este compromis? Eu sunt optimistă și consider că nu este compromis. Și dacă totul va merge bine, lunile iulie, august, septembrie, cu siguranță vor fi niște luni de vârf, niște luni pline de turiști, niște luni în care vom putea echilibra oarecum situația și din punct de vedere financiar și economic, nu numai la nivelul tavernei, ci și la nivelul întregii Grecie, pentru că este țara care se bazează numai pe turism. Este nevoie de acest plan chiar pe o perioadă mai scurtă pentru a asigura cu ușurință trecerea la sezonul de iarnă. Acum, taverna presupun că este închisă, chit că a fost Paștele. Așa este. Paște, noi așteptam foarte mulți turiști, de altfel noi de fiecare dată deschideam înainte de această mare sărbătoare. Apoi venea perioada de 1 mai, care era plină și ea, în o săptămână de zile. Deci s-au înregistrat deja pierderi, ca să zicem așa. Dar în același timp, probabil că am câștigat pe partea de sănătate foarte mult. Și pe insulă s-a descoperit vreun caz de coronavirus? Din fericire, nu. Deci, din fericire, nu. Izolarea asta a adus și ceva bun, pozitiv pentru insulă. Sigur că da, și consider că guvernul a luat măsuri foarte bune de la început. Se vede prin faptul că numărul de cazuri nu este atât de mare ca în alte țări. Și nici numărul de decese. Bineînțeles, vorbim și de o populație cu un
număr mult mai mic decât în alte țări vestice sau chiar din țările balcanice. Dar cum are loc aprovizionarea insulei? Există posibilitatea aprovizionării insulei cu ajutorul feribotului. Bineînțeles că există și controle asupra celor cărora intră în insulă să aprovizioneze cu ceea ce este nevoie aici. Se poartă măști și mănuși de către fiecare conducător de vehicul. Nu există mai mult decât un conducător de vehicul în fiecare vehicul care aprovizionează. Cam asta. Deci până acum a fost organizată foarte bine situația. Guvernul, Elen, v-a ajutat în vreun fel? Ajută într-un fel zona turistică, domeniul turistic? Este adevărat că pentru două luni de zile guvernul a ajutat acordând în continuare acest șomaj pe care noi, sau gen șomaj, pe care noi îl primim în lunile de iarnă. Și mă refer la noi, cei care lucrăm un anumit de număr de luni în fiecare an. S-au acordat încă două luni de acest ajutor pentru fiecare persoană care a lucrat anul trecut, considerându-se că, nedeschizându-se activitățile sezoniere, lumea chiar nu mai avea rezerve financiare. Există în discuție și acordarea unei anumite sume de bani către cei care au afacerea propriu-zisă, către cei care au taverne, baruri, cafenele, gen. Încă acești bănuți nu au intrat în contul lor, dar mai este timp pentru aceasta. În funcție de informațiile pe care le am, vă spun lucrul ăsta. Mai sunt câteva zile în care acești bonus probabil că vor intra în conturile oamenilor care nu au reușit să-și deschidă afacerile odată cu intervenirea acestei situații. Practic s-au pierdut două luni. S-au pierdut două luni, da. Așa este. În timp ce vorbeai, am auzit niște pescăruși și s-aud și valurile mării. Da. Poți să ne arăți un pic de acolo, de imagini, ca să intrăm în atmosferă și să ne bucurăm de ceea ce vezi și tu? Sigur că da, cu mare drag, de aceea am și ales să am în spatele meu marea, să vă bucurați alături de mine de acest peisaj extraordinar. Este plajă din fața tavernei. Așa. Este toată plaja Potosului. Cum se vede în zare. Aici este portul, care este la numai câțiva metri de tavernă. Bărcile, după cum vedeți, sunt la mal, pentru că pescuitul încă este interzis. Uite și un pescăruș, dacă a fost luat în imagine. Se vede? Se vede foarte bine. Mai vine unul. Și căpunul, da. Și cât de cald e? Da, spuneam că pescuitul este încă interzis și atunci bărcile sunt încă legate aici. Cât de cald e? Câte grade sunt? Cred că în jur de 20-22 de grade, nu știu cu siguranță, dar eu așa simt. Adică... Spune-mi dacă ai făcut baie în apa mării. Nu avem voie nici acest lucru. Mi-aș fi dorit foarte mult, că sunt foarte mulți ani de zile în perioada asta. Eu lucram, deci nu apucam să fac chestia asta. Dar încă nu avem voie să facem baie. Plaja nu este deschisă pentru a face plaja. Acum așteptăm ca și autoritățile române să ne permită să călătorim în scopuri turistice. Întrebarea este cum vom ajunge în Tasos, dar și în alte destinații grecești iubite de români. Cu mașina, cu avionul, ce se va întâmpla cu transportul? Pentru a ne lămuri, am stat de vorbă cu ministrul transporturilor. Eu le-am cerut tuturor direcțiilor de specialitate pe toate modurile de transport din minister, le-am cerut să vină cu o propunere concretă, cum văd ei desfășurarea transportului, de exemplu aerian, dacă tot discutăm de aerian, în România, ținând cont de toate datele pe care noi le avem la această oră la nivel național, fără să așteptăm acele standarde. Și au venit cu propuneri pe fiecare segment în parte, responsabil, discutând de aerian, cum spuneam, ce se va întâmpla în aeroport, cum vor fi acele culoare cu păstrarea distanței.
Puteți să ne dați niște detalii? Care e poziția României în acest moment sau care sunt recomandările primite? Deci, în acest moment, noi facem o evaluare, recentralizăm, n-am vrut să ieșim public, să spunem România s-a gândit să facă în felul următor, aștept, tocmai pentru că am cerut, noi am cerut și alte state, dar noi am cerut între primii aceste standarde unice pentru toate statele membre și le vom armoniza împreună cu propunerile venite din partea companiilor noastre și sunt convins că vom găsi o cale comună, astfel încât transportul de persoane să se realizeze în condiții de siguranță pentru cetățeni în etapa post-criză. În opinia mea, acele culoare verzi dedicate transportului de marfă sunt perfect utilizabile și pentru transportul internațional de călători. Pentru că, vorbind de România, avem 5 culoare dedicate cu, în fiecare moment, pe o hartă interactivă, noi știm pe aceste culoare unde sunt stațiile de parcare, unde pot șoferii sunt obligați să realizeze acele pauze, timpii de odihnă și de repaus, unde sunt stațiile pentru alimentare cu carburanți. Deci eu văd posibilă ca acea măsură luată pentru culoarele dedicate transportului de marfă să fie aplicabilă și transportul internațional de călători. Dar pot fi folosite și de autoturisme? Categoric, pentru că vorbim de rețeaua principală de drumuri naționale și autostrăzi în România. Vedeți un orizont de timp când ar putea fi folosite de autocare și autoturisme? Noi va trebui să vedem cum sprijinim transportul intrajudețean și transportul interjudețean, mai întâi la nivel național, pentru că el nu s-a oprit. El nu este interzis, dar s-a oprit din lipsă de comenzi. S-a oprit în sensul că el s-a diminuat cu peste 90%. Deci aici va trebui să avem o discuție clară cu industria, de aceea am spus că este nevoie de un pachet special de sprijin din partea Uniunii Europene pentru sectorul de transport rutier de persoane, iar pe de altă parte transportul internațional de persoane trebuie să țină cont de toate situațiile din statele membre unde acest transport ar urma să se realizeze. Pentru că, spre exemplu, Austria nu mai este în zonă roșie, dar Franța este în zonă roșie. Deci va trebui să vedem dacă un transport internațional de persoane sau un operator dorește să efectueze o cursă internațională transport persoane din România în Franța, trebuie să ținem cont ce se întâmplă pe acel culoar cu fiecare țară, în ce situație se află, dacă au ridicat restricțiile, dacă n-au ridicat restricțiile. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie analizate în momentul în care dai drumul la transportul internațional de persoane. Cel național va fi relaxat, etapizat. El, de fapt, cum spuneam, nu a fost niciodată suspendat, doar că s-a suspendat singur din lipsă de clienți. Eu cred că trebuie să așteptăm să luăm aceste măsuri etapizat, gradual, să ne deplasăm în interiorul țării fără restricții sau limitând, reducând restricțiile, după care putem să ne gândim și la deplasări mai lungi în afara granițelor țării, ținând cont încă o dată, așa cum corect ați subliniat, de recomandările și de deciziile care se vor lua la nivelul Comisiei Europene, la nivelul tuturor statelor membre. Așadar, iată cum se văd lucrurile la București. Dar oare ce se va decide la Bruxelles? Ce vor decide oficialii europeni? Am stat de vorbă să lămuresc aceste lucruri cu doamna Dina Bălean, comisarul pentru transporturi. Cum vom zbura cu avioanele? Să știți că această relaxare se va produce probabil pentru toate modurile de transport, dar diferența este că ea nu se poate produce în toate statele membre în același timp. Pentru că pentru noi rămâne ca principal criteriu starea de sănătate, situația crizei sanitare în statele membre. Deci să nu ne așteptăm ca transportul să se reia aerian sau de altă formă în același timp către toate destinațiile. Ceea ce s-a stabilit sau în orice caz Consiliul de Miniștri pe care l-am avut ieri a stabilit, a fost să ceară Comisiei să vină cu un set de măsuri care să fie unitare, pentru că atunci când transportul se reia, regulile care se aplică în aeroporturi, în avioane, în alte moduri de transport, să fie aceleași în toate statele membre. Lucru pe care noi îl facem
și până la jumătatea lunii mai vom propune public astfel de recomandări și reguli pe care să le respecte toată lumea. Dacă vreți, în mod special pentru sectorul aviației, sigur că ne uităm la regulile care trebuie păstrate în aeroporturi, în avioane propriu-zis. Regulile sunt, în primul rând, de natură a păstra siguranța călătorului și a lucrătorilor din domeniu. Asta înseamnă că vom avea reguli de dezinfecție, de de curățenie sanitară mult întărite, vom avea reguli de distanțare socială acolo unde este posibil, apoi favorizarea tuturor schimbului de documente în mod electronic față de alte moduri pentru a veni cât mai puțin în contact, măsuri de purtarea echipamentului de protecție minim, probabil mască, în astfel de locuri și de moduri de transport. S-a discutat foarte mult și spuneți-mi dacă s-a ajuns la vreo concluzie despre modalitatea în care ne vom îmbarca și vom sta în avion, dacă există posibilitatea asta să stăm cu un loc liber între noi sau nu se ia în considerare această oportunitate? Aici trebuie să vă spun că încă studiem problema. Pentru că, pe de o parte, principiul distanțării fizice trebuie să rămână. Pe de altă parte, nu, dacă avem, de exemplu, un grup de călători, o familie, nu are sens să lași un loc liber între membrii aceleiași familii. Pe de altă parte, trebuie să analizăm, din punct de vedere economic, viabilitatea unui zbor cu un număr redus de pasageri, pentru că aici companiile pot refuza, cum unele dintre ele deja au anunțat, să lase prea multe locuri libere. Desigur că sunt zboruri care nu or să fie complete și atunci acest lucru este mai posibil decât în cele care, să zicem, ar fi foarte solicitate. Oricum, o formă de distanțare în avion ar trebui să existe. Pe de altă parte, avioanele sunt un mijloc de transport care trebuie să aducă oarecare viabilitate economică pentru a se petrece zborul respectiv și atunci sigur că trebuie să găsim un bun balans între aceste măsuri și ați vorbit de îmbarcare. La îmbarcare, propriu-zis, lucrurile pot fi organizate mai simplu, pentru că se poate păstra o oarecare distanță și o oarecare logică care să evite îmbulzeala. De asemenea, dacă sunt purtate echipamente de protecție, cum este masca în timpul zborului, de asemenea, să zicem că asta dă o notă de siguranță. În Italia s-a discutat, la modul cel mai serios, dacă este posibil să se pună pereți despărțitori între pasageri de tipul celor plexiglas. Pasagerii nu rămân tot timpul așezați pe locul lor, adică companiile aeriene au și ele la rândul lor diverse idei. Probabil că unii pot îmbrățișa în măsuri de siguranță mai ridicate, alții un minim. Noi nu o să facem o recomandare în acest sens de a schimba configurația avionului propriu-zis cu pereți despărțitori. V-am și spus, sunt totuși oameni care locuiesc în aceeași casă, sunt un grup care nu are sens neapărat să-i desparți în interiorul avionului. Pot fi folosite acele coridoare pentru transportul de marfă, de autocare și de autoturisme, de persoanele fizice, așa cum înțeleg că au fost niște solicitări din partea anumitor state membre? Coridoarele verzi au fost făcute pentru a menține traficul de mărfuri în condițiile de închidere a frontierelor. Ele sunt dedicate exclusiv traficului de mărfuri. Sunt gândite pentru a separa tocmai această formă de transport de alte forme de transport. Să mă întrebați de autocare. Asta ar fi în ipoteza în care s-ar relua transportul cu autocarele, ceea ce urmează să vedem în ce condiții și dacă se va întâmpla foarte curând. Pentru autoturisme și transportul personal, vă spun, în niciun caz nu putem amesteca lucrurile cu coridoarele verzi, pentru că dacă totul devine o prioritate, nimic nu mai e o prioritate. Deci, deocamdată, prioritatea pe coridoarele verzi este legată de transportul de mărfuri.
și dacă se reia legătura cu autocarele, pot intra pe aceste coridoare și autocarele? În momentul de față, recomandarea noastră nu este să intre pe coridoarele verzi nimic altceva decât transportul de masă. Dar mai este de explicat un lucru important. Ce se întâmplă cu vacanțele plătite deja de români? Ce se întâmplă cu biletele de avion pe care oamenii le-au cumpărat? Își pot recupera banii sau să aștepte vremuri mai bune? Să ascultăm ce spun Ministerul Transporturilor din România, Comisarul European pentru Transporturi, dar și consultantul în turism. Cum vedeți folosirea celor vouchere? Cum se va întâmpla concret? Procedurile concrete vor fi elaborate de către autoritățile din statele membre, de către companiile aeriene, pe baza recomandărilor Comisiei Europene. Noi discutăm în România de 15 companii aeriene care au, din care, sigur, două efectuează mai mult de o treime din zborurile efectuează cele două companii românești, vorbesc de Tarom și de Blue Air, care în acest moment sunt într-o dificultate pentru că le-au scăzut veniturile cu peste 95%. În paralel, identificăm soluții pentru a menține în viață aceste companii, pentru că, să fim foarte clari, dacă vrem să avem vouchere, trebuie să avem de la cine să le luăm. Dacă Tarom și Blue Air ajung într-o situație dificilă și, Doamne ferește, își încetează activitatea, nu mai vorbim nici de vouchere. Deci acest lucru nu se va întâmpla. Deja sunt în șomaș tehnic 90% din angajații Blue Air și 60-70% din angajații companiei Tarom. De asemenea, avem memorandum prin care solicităm același ajutor de stat pentru cele două companii. Au plătit o parte din datoriile pe care le aveau în aceste zile, acele certificate pe care trebuia să le achiziționeze și Tarom și Blue Air. Deci noi, în acest moment, preocuparea noastră este să menținem aceste companii pe linia de plutire, să le menținem în viață, în activitate și după criză, iar momentul în care vom începe să operăm, vom decide și cum acordăm acele vouchere, în cât timp, sau, sigur, restituim banii, pentru că n-am eliminat această variantă conform regulamentului, dar nu putem restitui banii în 7 zile, așa cum scrie regulamentul 261. Deci e vorba de niște vouchere pe care oamenii să le primească în locul zborurilor pe care trebuiau să le efectueze. Așa înțelegem, corect? Dar sunt vouchere pe care pot să le utilizeze pentru alte zboruri. Ok. Legislația este foarte clară, banii trebuie rambursați în ipoteza în care pasagerul care i s-a anulat zborul solicită acest lucru. Aici nu e pe alt tip de concluzii. Sigur, există idei și o presiune destul de importantă unui grup de companii aeriene care ar vrea să își rezolve parțial problema de lichiditate cu această soluție, și anume să nu ramburseze, ci să propună vouchere pasagerilor. Dar legislația europeană este clară. În acest moment, obligația este să ramburseze dacă sunt solicitați. Pot oferi vouchere, dar numai în ipoteza în care pasagerul acceptă acest voucher. Ceea ce vom face noi, la nivel european, este să propunem o recomandare statelor membre să asigure, să facă voucherele mai atractive, în sensul în care se creeze un fond de garantare a voucherelor, să ofere același serviciu în cadrul voucherelor, astfel încât ele devină, să spunem, mai atractive pentru cineva care nu are urgentă nevoie de cash și poate accepta această ofertă în schimb. Dar companiile rămân obligate să dea banii înapoi pasagerilor în situația în care aceștia solicită acest lucru. Și rămân cele 7 zile? Sau... 7 zile, sigur. Pentru că mulți se plâng că au depășit deja cele 7 zile și nu și-au primit banii în aceste condiții. Nu știu ce se întâmplă. Se pot îndrepta împotriva companiei prin intermediul autorităților naționale de protecție a consumatorilor, iar guvernele statelor membre ar trebui să ia măsuri pentru a face companiile să respecte regulile legislative.
Ce le recomanzi celor care au plătit în avans pentru vacanțele lor și nu sunt foarte sigure dacă vor merge sau nu în acest an în Grecia, în Turcia, niște destinații destul de populare printre români? Să ceară banii înapoi sau să accepte acele vouchere care au început deja să le fie oferite de către companiile turistice? Situația în acest domeniul s-a limpezit oarecum. Ideal ar fi fost ca agențiile de turism, ori hotelurile, să poată da banii înapoi. Din păcate, cei mai mulți turiști au înțeles că acest lucru este imposibil. Li s-a explicat că acei bani nu mai sunt nici la agențiile de turism revânzătoare, nici la tur operator, nici la hotelier. În mod tradițional, acele discounturi foarte bune se fac tocmai pentru a încasa bani în lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie și așa mai departe. Sunt bani cheltuiți în mod legal și de către agențiile de turism, și de către tur operator, și de către hotelier. O parte au mers ca avansuri, alții, o altă parte a mers către amenajările hotelurilor, către renovări, către repornirea serviciilor, către oferirea unor facilități din ce în ce mai bune de la an la an. Nu în ultimul rând s-au plătit salarii, costuri de regie, s-au plătit chirii pentru spațiile de vânzare și așa mai departe. Așadar, atâta timp cât acei bani nu mai sunt disponibili, practic unui operator de turism este imposibil să-i returneze turistului. În aceste condiții, cei mai mulți dintre turiști au înțeles că varianta cea mai bună este reprogramarea vacanței, fie în acest sezon estival, fie, dacă nu, acceptarea unui voucher prin care își pot reprograma vacanța chiar și anul viitor. Lucrurile sunt oarecum lămurite. Este adevărat că poate nu toată lumea a înțeles acest lucru, dar din ce în ce mai mult ni se explică acest mecanism și din partea Ministerului Turismului și din partea altor organizații care se ocupă de buna funcționare a turismului, ca să nu mai vorbim despre turoperatori și despre hotelieri care fac eforturi, comunică de două luni și jumătate, comunică foarte mult și explică turiștilor această situație. Partea bună este că cei mai mulți dintre turiști, cum spuneam, înțeleg aceste lucruri. Cât la sută au acceptat voucherul? Undeva în jur de 90-95% dintre turiști au acceptat pentru acest sezon fie reprogramarea în a doua jumătate a sezonului estival, fie au acceptat să primească un voucher în baza căruia își vor reprograma vacanțele pentru sezonul 2021. Mm-hmm. Și cine le garantează că vor avea parte de vacanța dorită și pentru care au plătit deja bani? Aici este o discuție mult mai lungă. De fiecare dată când se pune problema garantării banilor pentru vacanțe, așa cum știți, apare acea discuție a poliției de insolvență. În momentul în care plătești banii la o agenție de turism, dacă agenția de turism intră în insolvență, atunci teoretic turistul ar trebui să-și primească banii. În general însă polițele de insolvență nu au reușit în practică să acopere decât o mică parte din deficitul creat de o serie de agenții de turism care au intrat în insolvență. Așadar, în clipa de față nu există un mecanism prin care să putem garanta 100% turiștilor că își vor primi banii în cazul în care agenția de turism intră în incapacitate de plată. Dar până acum, din ceea ce vedem, lucrurile se desfășoară normal. Sperăm să ne ajute Dumnezeu și să nu ne confruntăm cu un astfel de caz. Mm-hmm. Și în caz că e al doilea val și nu se rezolvă problema până anul viitor, nu se știe ce se va întâmpla cu vacanțele oamenilor, nu? Sunt mai multe situații la nivelul Uniunii Europene, sunt niște direcții pe care le dă Uniunea Europeană, fiecare țară a decis de la caz la caz. Sunt țări care vorbesc despre posibilitatea de a returna acești bani în 180 de zile, sunt țări care vorbesc despre posibilitatea de a returna acești bani într-un an și jumătate. Așadar, fiecare țară stabilește practic felul în care turiștii și-ar putea recupera banii în cazul în care nu își vor desfășura vacanțele pe baza
voucherului pe care le primesc acum, în ca urmare a rezervărilor făcute în regim early booking pentru sezonul 2020. Așadar, sper că acum sunteți mai informați, dragi prieteni. Adevărul este că ultimul cuvânt în problema călătoriilor românilor îl va avea până la urmă pandemia. Dacă numărul infectărilor va crește, este evident că ne vom petrece vara, în cel mai bun caz, în parcuri. În cel mai rău caz, în case izolați. Să fim totuși optimiști, să ne protejăm și să sperăm că totul va fi bine. Nu uitați să vă abonați la vlogurile mele pentru alte subiecte interesante. Mă găsiți pe Facebook, Instagram, dar și pe TikTok.